Din punct de vedere al bolilor infecțioase, și noi resimțim în ultima perioadă o perioadă de platou, fără așa de multe cazuri, comparativ cu începutul din luna martie. În continuare sunt cazuri pozitive, momentan în secția de boli infecțioase sunt 66 de pacienți, în secția de pneumologie sunt 32 de pacienți, dintre aceștia un singur pacient pediatric, adică un singur copil cu însoțitorul său. Cazurile sunt ușoare, medii, dar ultimele cazuri pozitive se înscriu, din păcate, în categoria cazurilor medii severe și unele dintre ele ajung pe terapie intensivă. Mesajul meu, atât pentru colegii mei, cu care zilnic discutăm din celelalte specialități, dar și pentru populație, este să nu lăsăm garda jos. În continuare, noi aici la Suceava nu ne putem relaxa, în continuare purtatul măștii salvează vieți și acest lucru vine din partea unui colectiv, așa cum a precizat și domnul manager, un colectiv care a asigurat permanența de la început, indiferent de condițiile care au fost, adică lipsa medicilor, orele suplimentare, zi și noapte aici, un colectiv dedicat, nu numai cel de la boli infecțioase, dar și celelalte specialități care au pus umărul la rezolvarea unei probleme epidemiologice, care, din păcate, ne-a scos în față ca fiind pe locul întâi. Acum, observați și dumneavoastră că aceleași lucru se întâmplă și în alte spitale, poate nu la magnitudinea pe care am resimțit-o noi aici, însă mesajul de luat acasă este ca fiecare om să poarte mască. Nu este un mesaj de luat în derâdere, nu este un mesaj de luat în derâdere nici pentru populația tânără, care am văzut, din păcate, că nu este obișnuită sau nu preferă să poartă mască. Toți cei tineri trebuie să se gândească că au acasă părinți, bunici sau rude, cărora pot să le ducă această boală, și cei tineri nu fac o formă urâtă, însă cei în vârstă, cu alte boli asociate în spate, au neșansa de a face formele severe. Într-adevăr, lucrurile acum s-au calmat din punct de vedere al urgențelor, există medicație, avem parte de tot ce ne trebuie, însă am preferat un număr mai mic de cazuri și cu ajutorul populației și ne bazăm pe responsabilitatea lor.